mail trimis de domnul Costache Victor, ordine ATI și IMEA. Dragă Andrei, vorbește despre domnul Andrei Baciu, vom vedea despre cine este vorba. Dacă vă mai aduceți aminte, este ceea ce presa l-a numit sexy secretarul de stat, fost model care a ajuns într-un final medic, cum vedea imagini cu acesta. Dragă Andrei, atașat găsești ordinele ATI și IMEA rescrise de prietenii noștri, dar le păstrezi doar pentru tine. Și Horațiu, deoarece pregătim punerea rapidă în transparență, luni, cel târziu marți, încă îmi este neclar cum pot numi cele două, adică ce nume să dea celor două ordine, un lucru neclar pentru Ministrul Sănătății, mulțumesc că a anticipat. Ulterior, după ce acest mail a apărut, doamna Coțofană, Lavinia Coțofană, a ieșit public și a explicat pe Facebook despre cine este vorba în destinatar, în partea de destinatar. Ați văzut acolo, era scris Iubi Lavi. Cine este Iubi Lavi? Ei bine, doamna Lavinia Coțofană, fost ofițer al Serviciului Român de Informații și fost magistrat, exclusiv magistratură, zice așa: în contextul în care primul ministru Ludovic Orban a pus sub semnul întrebării veridicitatea celor apărute în spațiul public, am prezentat în spiritul avertizării în interes public în emisiunea Adrianei Nedelea la Libertatea mail-urile primite de la ministrul Polisano, mail-uri care au și fost fotografiate cu respectiva ocazie ca suport probator al informațiilor publicate. Întrucât laptopul MacBook Air aparține soțului meu, acesta mare trecută în contactele sale ca Iubi Lavi, adresa mea de e-mail fiind cea cunoscută. Către orice alt destinatar, titulatura e-mailului meu apare ca Lavinia Coțofană. Sincer, dezamăgirea pe care se pare că o provoacă unei anumite părți a presei, că nu pot specula ticălos vreun sex gate, mă lasă rece, spune doamna Coțofană, deoarece, evident, toată lumea s-a întrebat cine este Iubi Lavi din mail-ul domnului ministru. Și vedem, doamnelor și domnilor, într-un final, cine și-a asumat ordonanța de urgență pe sănătate, cea care este extrem de controversată. Este vorba despre medicul Andrei Baciu, cel care a apărut în presă ca fiind un medic fost model. Domnule Ciuvică, interesante dezvăluirile. Credeți că astăzi domnul Costache va spune la cine s-a referit? Asta ar fi cu adevărat interesant. Chestia asta, doamna Coțofană e doamna aia cu SRI-ul, da, cu nu știu ce de mult, care ba candidat, ba aia. A fost exclusă în urma unor dezvăluiri făcute de la instanța unde a lucrat. La SRI a avut probleme peste tot unde s-a dus doamna Coțofană. Da. Dar totuși e interesant alegerea ministrului. Pe cine a ales ministrul consilier? Pe doamna Coțofană. Coțofană. Și da, s-a supărat doamna Coțofană și a plecat la un moment dat. Și s-a supărat doamna Coțofană și iată, aceste dezvăluiri au apărut în presă. Ceea ce pare să fie singurul gest rațional al doamnei Coțofană în spațiu public de până acum, supărarea pe domnul Costache. Da. Că probabil că o fi văzut și doamna Coțofană că nu se mai poate cu inițiativele grupului ăsta care conduce acum Ministerul Sănătății. Ar fi într-adevăr interesant partea asta cu prietenii, pentru că e clar că este o ordonanță de urgență scrisă de sau oricum, chiar dacă nu de, în folosul unor firme private din domeniul sănătății. Eu bănuiesc că sunt chiar spitalele la care lucrează oamenii de la vârful Ministerului Sănătății. Și cu care înțeleg că are și legături, adică ar avea legături și cu alți patroni de alte spitale private. Și cu siguranță, că sunt, există anumite asocieri absolut normale între, în domeniul medical, în asociere ale, ale patronilor. Și eu bănuiesc că la ei se referă domnul Costache, dar poate o să ne deslușim într-un fel sau altul. Sigur nu o să aflăm vreodată de la DNA, doar dacă, nu știu, poate să aibă domnul Costache vreun ghinion foarte mare, să supere pe cineva, nu știu, să facă, Doamne ferește, o operație greșită sau ceva, să-l supere pe domnul Iohannis, ar fi groaznic pentru el, sau să supere pe cineva important din SRI, de pe la parchete, de pe la asta. Dar, nu e dar altfel nu o să aflăm absolut nimic, DNA-ul nu o să fie interesat de subiectul ăsta, spre rușinea lor, pentru că asta este o
acțiune administrativă care poate să ascundă, ascunde, după părerea mea, de eu nu pot să dau verdicte, o chestiune de corupție. Asta este. N-au nebunit ăștia cu corupția de la PSD, în 3 ani de zile la PSD. Eu n-am văzut nicio zecime de gest administrativ față de ăsta cu ordonanța din sănătate. În rest, ca lucrurile să fie complet aberante, l-au pus și pe Gigel ăsta să scrie ordonanța, scriind-o și făcându-o atât de prost, vorbeam ieri la emisiunea domnului... Vă referiți la domnul secretar de stat, da. Andrei Baciu, la domnul din imagine. A uitat că trebuie, e obligatorie, cum se cheamă? Consiliul Legislativ alea erau la toate, social. Dar este obligatoriu să aibă avizul unei comisii interministeriale, deci comisie din guvern. Da. CESU și Consiliul Legislativ sunt alte instituții, în alte sedii, nu i-au interesat. Dar aici era vorba de comisia lor, interministerială, făcută special pentru cazuri de-astea care privesc medicina de urgență, exact subiectul ordonanței. Ei au uitat să ceară avizul de la acea comisie, repet, comisia lor, de bine ce au scris ordonanța. N-au scris prietenii noștri. Deci o ordonanță și proastă și ticăloasă în același timp, această ordonanță. Sunt foarte curios să văd dacă vor avea tupeul să o trimită la monitorul oficial. Dacă o vor trimite la monitor oficial, după aceea va fi foarte interesant ce se va întâmpla în continuare. Și mai exact, dacă partidele din Parlament partidele din Parlament vor contesta la Curtea... Partidele nu pot contesta ordonanța la Curte. Poate să facă doamna acest Weber lucru, va contesta... pot iniția anumite proceduri. Doamna proceduri. Weber va contesta, sigur, pentru că înainte să apară a spus că această ordonanță îi ridică ei semne de întrebare. Dar partidele pot acționa în Parlament, partidele pot face o mulțime de lucruri, dacă chiar vor. Deci,